Mă bucur că ne-am văzut astăzi la evenimentul Armani Beauty. Și eu, mă bucur tare. Și am văzut că ți-ai cumpărat ceva, sunt foarte curioasă ce ți-ai cumpărat. Uite, asta mi-am cumpărat, anticearcănul. Anticearcănul este viața mea, nu aș putea trăi fără el. Și astăzi chiar am încercat unul nou. Eu îl mai testasem pe cel din gama Luminous Silk. Iar acum am încercat gama Power Fabric, se cheamă. Și mi-a plăcut mai mult. Și ți-a plăcut mult mai mult. Și gata, ai plecat cu el acasă. Am plecat cu el acasă, exact. Voiam să te mai întreb și ce fel de machiaj poți de obicei. Uite, ăsta e maximul de machiaj pe care îl port de obicei. Este like maximum. De obicei nu prea folosesc rinel, adică de zi cu zi dacă nu trebuie să ajung undeva. Și cam asta e tot ce pot să fac. Aba, nu, uite, dacă ies undeva seara, îmi place să mai îmi dau aici pe ploapa inferioară puțin fard maro. Asta Sper. Chiar este a lot. E dramatic. Este deja un machiaj dramatic. Exagerez deja, da. Voiam să spun că te prinde foarte bine și că tenutul arată foarte fresh. Mulțumesc. Și că mi se pare că ăsta e unul, de fapt, din importantele secrete de make-up. Mă apuc și eu să-mi dau cu părerea, deși nu sunt make-up artist. Dar mie mi se pare senzațional cum femeile nu-și încarcă tenul cu foarte mult produs și doar își pun frumusețea în evidență. Și eu să știi că sunt de aceeași părere, chiar dacă nu este un ten perfect și... Mai are, evident că și el trăiește cu noi și ține pasul cu experiențele noastre. Mie place să-l las așa, nu să acopăr și să insist. Adică evident că acopăr, dar nu insist foarte mult. Îl las să fie și el relaxat totuși și să fie ok. Ca și textul îmi place foarte mult să fie luminos. Chiar dacă strălucește și poate ar trebui să folosesc la multă pudră, nu prea îmi place. Îmi place să-l las să radieze, practic. Exact. Da. Mulțumesc, atât am avut astăzi. Mulțumesc și eu, plec cu... Eu mi-am făcut treaba, plec cu produsul. Foarte bine.